Bună ziua, stimați rămașcani, ne reîntâlnim din nou la Opinii Avizate. Invitatul meu de astăzi, probabil că îl cunoaște toată lumea, dar mai puțină lume știe ce a făcut domnia sa. Născut în 25 mai 1965, în comuna Moldoveni, județul Neamț, sub semnul zodiacal al gemenilor, este vesel, logic, elocvent, multilateral, calm și generos. Urmează școala generală numărul 3 din Roman, apoi seminarul teologic Veniamin Costache de la Mănăstirea Neamț. Ulterior urmează cursul de teologie de la Facultatea Dumitru Stăniloae din Iași. Apoi, în 2007, își dă doctoratul în filozofie la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, urmând ca peste 3 ani să-și dea doctoratul în istorie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Fost profesor de religie și lector universitar la Facultatea de Teologie Ovidius din Constanța. A organizat și organizează activități cu caracter cultural, spiritual, în memoria unor personalități ecleziastice. A amenajat capela Sfântul Nicolae de la Cetatea Neamțului. A amenajat unele așezăminte social-filantropice. A organizat peste 30 de pelerinaje în țară și în străinătate. A participat la peste 50 de simpozioane și sesiuni de comunicări științifice. A coordonat în perioada 2003-2014 cele 100 de parohii din cuprinsul protopopiatului din Roman. A înființat Muzeul Satului din Comuna Moldoveni, unde sunt expuse descoperiri arheologice, artă creștină, etnografie și folclor. Este membru al Societății de Științe Istorice din România, membru al Asociației Naționale de Antropologie Urbană, laureat al Premiului Culturii Romașcane, iar din 8 decembrie 2014 este preot slujitor la Biserica Sfântul Nicolae din Trifești. Nimeni altul decât preotul doctor Florin Țuscanu, invitatul meu de astăzi. Bine ați venit în studiul. Bine v-am regăsit și mulțumim pentru această invitație. Părinte, am rugămintea să începem cu acest har pe care l-aveți dumneavoastră și cum l-ați descoperit de v-ați ales această meserie într-o slujire a lui Dumnezeu. Dacă puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre îmbrățișarea acestei nobile meserii. Încă din copilărie îmi amintesc cu drag întâlnirile noastre cu preoții satului, preoții satului Hociungi, acolo unde am petrecut primii ani din viață, părintele Platon Ioan și părintele Bulete Mihai, cu care familia noastră avea o legătură strânsă, o legătură de suflet, prin aceea că unul dintre preoți a fost nașul de cununie al părinților mei și această apropiere, această intimitate cu viața unei familii de preot a fost poate cea mai influentă în luarea unei decizii atunci când a trebuit să aleg liceul sau, în cazul meu, seminarul pentru a pleca mai departe. Apoi, un alt moment important, și aceasta este o confesiune, dacă vreți, pentru dumneavoastră și telespectatori, când sora mea s-a căsătorit cu un tânăr teolog, am avut această bucurie să intru și să particip la slujbe în altar alături de cumnatul meu, la parohia Ruginoasa, județul Neamț, și peste ani aveam să ajung și eu preot paroh la această biserică unde am petrecut foarte mulți ani, anii seminarului, anii în care făceam practica liturgică, vacanțele. Iată, un rol important în formarea mea l-a avut și părintele Adrian Costin, care a fost pentru mine un mentor, un formator și un duhovnic care m-a ajutat și mi-a răspuns la toate întrebările anilor mei de pregătire, de seminar și mai apoi de facultate. Toate acestea au contribuit la formarea unui atașament față de locașul de cult, față de comunitatea creștină, față de cele sfinte și iată că an de an, adăugând câte o cărămidă la acest edificiu, am reușit în cei 30 de ani de preoție, anul acesta împlinim 30 de ani de preoție. Mulțumesc. Vă mulțumim să capăt o experiență
și să am bucuria roadelor, pentru că în toți acești ani am botezat sute de copii, am cununat peste 200 de familii și nu este cazul să amintim și mormântările, care au fost și ele foarte multe. Toate aceste momente, apropiindu-mă foarte mult de familii, de comunitate, de oamenii care și-au trăit bucuria sau necazul în mijlocul acestor parohii pe care le-am păstorit. Am înțeles că ați avut marea plăcere de a fi slujitor al bisericii pe la vreo trei locașuri ale lui Dumnezeu cu hramul Sfântului Nicolae. Care au fost acestea? Inclusiv acum sunteți preot slujitor la Biserica Sfântului Nicolae din Trifești. Este un lucru nu întâmplător, deci noi nu credem în coincidențe. Este voia lui Dumnezeu și lucrarea lui cu fiecare parte, pentru că am avut o legătură cu Sfântul Nicolae încă din anii copilăriei. Și iată, spun aceasta gândindu-mă la un lucru. În satul meu natal, în comuna natală, Moldoveni, aici în zona Romanului, se întâmplă un lucru neobișnuit, adică într-o comunitate relativ mică, nu este un sat prea mare, deci astăzi numără în jur de 500 de familii satul Moldoveni, la fel și satul Hociungi, aici au existat 6 biserici, toate cu hramul Sfântului Nicolae. Deci nu este un oraș, nici Iașul, de exemplu, nu are 6 biserici cu hramul Sfântului Nicolae. Deci cultul acestui sfânt s-a impropriat aici prin evlavia poporului. Și din toate aceste 6 biserici cu hramul Sfântului Nicolae, astăzi mai sunt doar 3 deschise cultului, pentru faptul că 2 au fost mistuite de flăcări, 2 biserici vechi, monumente istorice din lemn, au ars, iar una a fost transferată într-un alt spațiu, într-un alt loc, pentru că era pe malul unui pârâu și sătenii au demontat-o într-o iarnă și au strămutat-o într-un alt loc. Dar și așa este mult într-un sat, în 2 sate de altfel, Moldoveni și Hociungi, 2 biserici, 3 biserici închinate Sfântului Nicolae. Am fost botezat aici și probabil că Sfântul Nicolae a avut un mesaj pentru mine să ajung preot la bisericile sale, și anume la Vaslui, prima parohie, era o bisericuță din lemn Sfântul Nicolae în comună unde am slujit, apoi am fost transferat la parohia Moldoveni 1, Biserica Sfântul Nicolae, 13 ani am slujit aici. De la Moldoveni am fost transferat la Ruginoasa, Biserica Sfântul Nicolae, iarăși un lucru extraordinar. Apoi am venit la Roman și de aici la Trifești, Biserica tot Sfântul Nicolae. Nu este o întâmplare. Transferat deci, mai ceva ca un militar. Dar acestea sunt niște decizii, niște decizii din rațiuni misionare, pastorale, pentru a dinamiza, pentru a lucra în ogorul Domnului, cum spunem noi, și pentru a face această pastorație, această lucrare duhovnicească, misionară, în folosul bisericii. Este un lucru frumos, este o bucurie pentru mine că am reușit să cunosc atâtea comunități și oriunde am ajuns, am încercat să îmi împlinesc această chemare și această misiune. Și revenind la Sfântul Nicolae, iată, mi-am propus să ajung la mormântul lui cu ani în urmă să îi aduc o mulțumire. Am considerat că între mine ca preot slujitor la altar și Sfântul Nicolae ca un protector al meu, există o relație sacră, o relație sfântă. Și atunci m-am dus cu emoție, îmi amintesc, să aduc Sfântului o mulțumire. Am luat să-i duc și un dar, un album cu catedrala noastră arhiepiscopală de la Roman, am luat un ștergar tradițional românesc foarte frumos și o icoană pictată
pe lemn cu chipul Sfântului Nicolae să-l ofer bisericii de la Bari. Ajungând aici la Bari, am avut o mare surpriză, anume... Stai pe 9 mai, dacă nu mă înșel, da, și... aducerea moaștelor la Bari. Și ajungând acolo la biserică, părintele dominican, Gerardo Ciofare se numește, un preot micuț de statură, dar care și-a petrecut toată viața aici, la această parohie, la această biserică, m-a luat în zona imediat învecinată bisericii să-mi arate centrul de studii nicolaiene. Nu știam că există așa ceva. Și acolo, în glumă vorbind, îmi spune, zice, dacă ai venit să-i aduci un dar Sfântului Nicolae, să știi că el are să-ți spună ceva, are să-ți dea un canon, o misiune. Uite ce misiune îți dă Sfântul Nicolae. Și eu priveam atunci ca o glumă pe care o face un părinte mai în vârstă cu un preot mai tânăr, ce canon poate să-mi dea mie Sfântul Nicolae. Zice, te duci acasă și ai să aduni din zona ta, din zona Moldovei, toate bisericile închinate Sfântului Nicolae, pentru că aici avem un centru de studii nicolaiene. Și, uite, zona României, erau rafturile pentru România, doar câteva albume de artă și câteva documente foarte puține, pe când alte țări, cum era Rusia, Grecia, deci aveau o bază de date foarte bogată. Și am venit acasă să mă ocup de această misiune. Am avut surpriza să descoper că numai în zona Romanului, în protopopiatul roman, avem 22 de biserici cu ramul Sfântului Nicolae. În eparhia noastră avem peste 200 de biserici. Deci un lucru extraordinar. În două județe, peste 200 de biserici. Și la nivel de mitropolie, deci se trece de 1000. Este cel mai îndrăgit sfânt după bisericile închinate Maicii Domnului, îl avem pe Sfântul Nicolae. Poporul român, ca și poporul rus, ca și grecii, au un cult deosebit pentru Sfântul Nicolae. Și am început o corespondență cu părintele, păstrăm până astăzi această legătură de 10 ani. Ne-am înfrățit, parohia, eram pe atunci la Ruginoasa și parohia de la Bari, dar am reînnoit această fraternitate an de an, unde ajungeam tot Sfântul Nicolae și la Trifești și la Moldoveni. Iată, am reînnoit această legătură și în fiecare lună eu primesc revista care apare la Centrul de Studii Nicolaiene, se numește San Nicola, și aici sunt publicate articole, materiale, Sfântul Nicolae în legende, Sfântul Nicolae în iconografie, în stampe, povești, orice noutate, orice lucru legat de Sfântul Nicolae trebuie dirijat către acest centru care îl promovează. Și am publicat, am trimis și eu foarte multe lucruri interesante legate de cultul Sfântului în zona Romanului, în Moldova. Am înțeles că sunteți foarte legat de comuna natală în care v-ați născut și acolo ați avut o inițiativă foarte interesantă și benefică pentru sătenii comunei. Ați înființat un muzeu al satului. Cum v-a venit această idee și cam ce exponate sunt în acest muzeu și dacă are vizitatori sau dacă există schimburi de experiență între muzeul de la Piatra Neamț, muzeul de istorie din Roman și muzeul satului pe care l-ați înființat dumneavoastră la Moldoveni. Ideea înființării unui muzeu a venit în perioada pregătirii pentru teza de doctorat la Cluj, o teză foarte frumoasă, dar și pretențioasă în același timp, dedicată bisericilor de lemn din Podișul Bârladului, o lucrare pe care am și tipărit-o nu de mult la editura Cetatea Doamnei din Piatra Neamț. Da. Și aici sunt înmănunchiate aproape 140 de monografii rezumat cu bibliografie pentru fiecare în parte, deci peste 140 de monumente de arhitectură populară care au fost surprinse
în timpul unor căutări, cercetări, în anii pregătirii doctoratului. Atunci, îndrumătorul meu, văzând această pasiune pentru academicianul Marius Porumb, este foarte cunoscut, este președintele Comisiei Monumentelor Istorice din România și membru titular al Academiei Române. În 2009. Da. Un om deosebit, căruia îi datorez foarte mult din formarea mea, din cultivarea acestei pasiuni pentru istoria bisericii, pentru istoria artei creștine. Și atunci, într-o întâlnire cu academicianul Răzvan Teodorescu, s-a pus problema locului natal și a promovării valorilor noastre culturale, spirituale, locale, pentru că și domnul academician este tot din zona noastră, este legat de bârjoveni și venind aici, în mai multe rânduri, mi-a insuflat această idee de a ridica un muzeu, pentru că nu aveam un spațiu potrivit, nu aveam nici măcar o casă pentru prăznuiri, deci parohia avea doar biserică și casă parohială și atunci vine această inițiativă frumoasă, haideți să ridicăm un muzeu, pentru că biserica avea o colecție de carte veche bisericească, icoane pe lemn și o bucată, o parte însemnată dintr-o veche catapeteasmă, foarte multe obiecte din metal, sfeșnice, cădernițe, obiecte de cult și mai nou, aici în sat s-a făcut și o descoperire de excepție, o așezare cu cutenii, cu ceramică, cu un inventar bogat și atunci ne-am gândit să realizăm această construcție nouă din temelii, un muzeu al satului. Am găsit înțelegere, am găsit sprijin și la comunitatea locală și la culte, dar totul s-a făcut cu eforturi mari pentru că erau totuși o idee nouă, nu am avut să spunem alte... Precedent. Un precedent, da. Și trebuia să fiu un deschizător de drumuri. Și în problema obținerii avizelor am întâmpinat niște surprize. Deci ați pățit exact cum a pățit Daniel Corbu la Târgu Neamț, când a înființat muzeul Veronica Micle. I-au dat casa până la urmă după ce au renovat-o și au zis, acum să vedem ce pui în ea. Da, eu aveam obiectele încuiate în podul bisericii, dar trebuiau întreținute și puse în valoare. Și atunci am apelat la Complexul Muzeal Neamț, am găsit sprijin la regretatul Dumitruaia Ghiocel, regretatul director, Dumnezeu să-l ierte, îl pomenim, la Bacău, Muzeul Județean, domnul Mitrea, da. Și el trecut la cele veșnice, un prieten al nostru apropiat, a fost și la inaugurarea acestui muzeu. Ei mi-au donat toate vitrinele, au schimbat vitrinele la Muzeul Iulian Antonescu și toate vitrinele vechi au venit la moldoveni. Uh-huh. Am avut sprijin, dar a fost totuși un act de curaj să pui temelia unui muzeu și să-l inaugurez într-o zi specială pentru sat. Așa a vrut Dumnezeu să facem o serbare câmpenească și să inaugurăm acest muzeu al satului chiar în ziua în care satul Moldoveni împlinea 555 de ani, 3 de 5, de la atestarea documentară, 27 iulie 1448. Și noi în 2003 am inaugurat într-un cadru festiv o întâlnire a fiilor satului cu invitați de marcă, au fost și din țară și din străinătate și atunci înalt preasfințitul Ioachim a tăiat panglica acestui muzeu, a binecuvântat acest muzeu, care este unic, aș spune eu, în spațiul nostru romașcan, pentru că are o secție de arheologie, o secție de etnografie și folclor, lucruri adunate din sat, deci din comunitate. Și cea mai mare și cea mai valoroasă este arta creștină. Pentru că sunt valori nu doar din sat, ci și din zonă. În perioada cât am fost protopop,
Înalt Preasfințitul a luat aceste decizii ca anumite obiecte care nu erau conservate în condiții corespunzătoare sau trebuiau restaurate la Muzeul Județean, să fie aduse în muzeul de la Moldoveni, unde aveau, deci primeau primul ajutor, să spunem, și erau așezate în condiții bune de conservare. Atunci a venit muzeul s-a extins în timp, deci am primit, spre exemplu, catapeteasma unei biserici de lemn de la Giulești, este acolo, un muzeu. Lucruri de mare valoare. Am găsit în sat, și este o descoperire excepțională, am găsit fragmente dintr-o piatră funerară. Erau așezate lângă vechea biserică de lemn Sfântul Nicolae din Moldoveni. Și descifrând aceste inscripții, sunt pasionat de slava veche, de cartea veche bisericească chirilică, și citind inscripția am văzut un lucru impresionant. Această groapă Săi Camen Ucrasit Constantina, această piatră, această groapă a înfrumusețat-o Constantin, care s-a săvârșit în august 1581. Deci 1581 este document cu anul foarte clar, veleatul 7089. Deci este o descoperire de excepție, și căutând celelalte fragmente să completăm ca într-un puzzle placa respectivă care a fost spartă, am descoperit-o și pe a doua. Cu aceeași inscripție din același an, este păstrat și anul, probabil mai ștearsă este soția lui Constantin sau cineva important, pentru că sunt pietre care le întâlnim în bisericile domnești, în biserici voivodare, sau cel puțin un dregător de mare rang putea să-și permită o asemenea piatră, așa cum este piatra de la Putna. Deci o piatră realizată și într-un decor vegetal deosebit. Înseamnă că era un om înstărit care avea bani să-i dea meșteșugarului să facă sigur, așa ceva. Sigur, dar nu oricine avea demnitatea să poarte, să aibă această piatră. Trebuia să fie un dregător de rang înalt. Părinte, dacă nu sunteți împotrivă, v-aș sugera să luăm o mică pauză pentru acea publicitate din care trăiește televiziunea, după care să continuăm și să atingem și alte subiecte. Pauză de publicitate.